1903 construit corpul acela nou, 1960 și ceva, deci prima dată, s-a solicitat să se intervină pentru aspectul exterior. Bineînțeles că primăria a dat curs solicitării noastre, nu? Și s-a făcut această lucrare și ne mândrim. Nu, știți ce regret eu? Că nu este această școală, această clădire cu asemenea arhitectură la centru. Să fi fost școală cu personalitate juridică, pentru că în interior este compartimentat, avem și cabinet pentru director și cabinet de informatică. Dacă mergeți în interior, este extraordinar. Sigur, de, da. Lucrarea aceasta a fost la... Lucrarea aceasta, deci s-a făcut solicitare, bineînțeles primăria a dat curs solicitării și nu a durat nici mult. 3-4 luni de zile arată cum arată. În ce a costat și... lucrarea mai exact? Da, deci izolare termică, corpul acela s-a dat și țigla jos și s-a pus și șipca sub și învelitoare de... Reabilitarea acoperișului. Exact, pentru că aveam probleme, curgea pe tavan acolo la laboratorul de informatică și aveam foarte multe calculatoare, vă imaginați? Și pentru scurgerea apei deja se vede că sunt foarte noi. Și nu numai în acea clădire, și aici. Dar aici sunt de culoare grena, știți? Sunt din plastic și acolo sunt metalice. Deci câți învață în momentul de față, deci cele două cicluri în 7, în jur de 160, deci primar 70 și 80, așa, ciclu gimnazial. Și plus 42 la preșcolar în grădiniță. Într-adevăr, în momentul când am preluat mandatul, în iunie 2016, și m-am deplasat cu domnul director de atunci în incintele școlilor, mi-am dat seama că cea mai mare nevoie de reabilitare are Școala Generală Dunăreni, întrucât, așa cum dumneavoastră subliniați mai devreme, erau infiltrații mari de apă prin acoperișul acestei școli, întrucât nu s-a mai intervenit de ani buni asupra aceste școli. Omul sfințește locul. Oricât ar fi fost arhitectura de plăcută, fără o întreținere corespunzătoare, nu s-ar fi aflat în starea de astăzi. Ce fel de lucrări a fost desfășurată aici? Deci a fost, lucrarea s-a chemat Reabilitare și Modernizare Școala Dunăreni, care a constat în punerea unei asterieli sub acoperișul școlii, pentru că, așa cum am spus, apa își făcea loc prin țiglele vechi. A fost pusă o asterială din scândură lângă scândură, carton asfaltat și celelalte materiale conform proiectului întocmit, zugrăvele exterioare, trotuarele, purlanele, dacă le putem spune, șgheaburile pentru apa de la ploaie, scările, de asemenea și grădinița a fost reabilitată cu o consolidare în spatele ei, întrucât erau infiltrații mari de apă, la fel și grădinița a fost zugrăvită, modificări de acoperiș, zugrăvele exterioare. Mai avem ce-i drept de reabilitat terenul de sport din incinta acestei școli, dar întrucât banii niciodată nu sunt suficienți, mai așteptăm un pic. Eu spun așa, instituțiile pilon ale statului român sunt școala, armata, biserica și n-aș numi instituție și sistemul de sănătate, dar fără un popor sănătos și bine educat nu se poate vorbi despre acel popor.